Acum este greu de spus dacă Osensei a spus acest lucru sau elevii lui au hotărât ca Aikido să rămână o artă marțială necompetițională. Însă nici nu ar putea să fie o competiție directă între practicanții de Aikido, pentru că, în primul rând, acest lucru ar contravine spiritului și filozofiei Aikido. Însă, chiar și așa, există numeroase demonstrații pe care practicanții de Aikido le execută. Există, la nivelul Federației Române de Aikido, există un campionat demonstrativ de kata cu arme, însă nu sunt competiții directe, sunt mai degrabă le putem numi niște demonstrații de măiestrie, niște demonstrații care ajută practicantul să se desăvârșească în arta mânuirii armelor și nu îl face decât să studieze mai mult. Aikido ca și tehnică cere destul de mult timp. Osensei spunea că sunt necesar 10 ani pentru învățarea și stăpânirea bazelor. Este adevărat ceea ce spunea Osensei, deși acum în zilele noastre oamenii vor să învețe lucrurile repede. Deja, în doar câțiva ani, vedem practicanți de la centura albă la centura neagră. În Aikido găsim tehnici de proiectare și tehnici de fixare. Nu sunt luate tehnicile de bază, nu sunt foarte multe. Se spune că cel mai deștept cedează primul. Aikido mă învață să cedez, să ocolesc ca să câștig. Vă mulțumesc!